În Hong Kong, agentul special Lin conduce în timp ce vorbește cu medicul fiicei sale, care îi spune că leucemia a dus într-o stare critică și că este posibil să nu supraviețuiască procedurii din această seară. Lin îi promite că va fi acolo în curând și accelerează, evitând ca un nebun alte mașini și chiar trecând peste trotuar pentru a evita traficul. îmi primește un telefon de la agentul Susan despre o problemă cu protecția martorilor. Doctorul James este un genetician care a dezertat recent, după 5 ani în care a lucrat cu un traficant de arme, la cercetarea armelor biochimice. Se pare că a ucis pe toți ei din laborator, inclusiv pe traficantul de arme, așa că acum James se ascunde cu o inimă mecanică foarte puternică. Cineva i-a divulgat locația, așa că acum trebuie transferă la o bază militară. Lin vrea să refuze, dar este o problemă de securitate națională, așa că întoarce mașina și se duce la misiune în locul fiicei sale pe moarte. Între timp, James primește o injecție și începe să aibă alucinații. Abia mai reacționează în timpul în care agenții sosesc pentru a-l muta pe el și inima. Echipa se furișează în jurul clădirilor pentru a fi în siguranță, dar când ajung înapoi la vehiculele lor, camionul explodează brusc. În timp ce toată lumea se adăpostește, un mic robot se mișcă pe jos și ajung la o altă mașină, făcând-o să explodeze și ea. Curând, cineva deschide focul și agenții încep să fie uciși unul câte unul. Inamicul pare a fi o echipă de soldați în armură neagră condusă de Andre, care încearcă să-l împuște pe James, dar Lin îl îndepărtează la timp. Conflictul continuă, agenții încercând din răsputeri să riposteze, dar armura inamicului este prea puternică. Și în curând, Andrei mai împuși o mașină, iar agenții nu mai au acoperire. Lin este împușcată în număr, însă îi lui Susan să se ocupe de James, în timp ce el rămâne să lupte. Un alt agent aruncă o grenadă flash pentru a distrage atenția lui Lin și a-i salva un coleg, însă când ajung pe partea cealaltă, tipul este împușcat oricum. Ceilalți membri echipei încearcă să fugă cu James, însă Andrei le blochează calea cu o nouă explozie. Agentul care transporta containerul cu inima este împușcat în picior, iar grupul pierde inima. Lina alunecă încă o dată pentru a continua să tragă, iar când grupul încearcă să fugă, Andrei aruncă în aer un alt camion și trimite înapoi. Apoi Lin trage cu o plasă specială într-un inamic și un alt agent încearcă să sară pe el, dar inamicul îl doboară. Agenții și soldații încep să se lupte corp la corp, iar Lina încearcă să se oprească, doar pentru a fi și el oborât înainte ca Andrei să provoace ultima explozie, care e lupta în favoarea sa. Ulterior, Andrei împușcă pe gardienii care îl mută pe James, iar Susan decide să lupte cu el cu cuțitul, dând dovadă de mare abilități în artele marțiale, în timp ce James se trăște spre container. Din păcate, Andrei o copleșește pe Susan și o sufocă înainte de a arunca împotriva peretelui pentru a o lăsa inconștientă. În timp ce Andrei se apropie de James pentru a cere containerul, Lina apare într-o mașină și se izbește de Andrei, prinzându-l împotriva unui rezervor de petrol. Din păcate, Andrei este încă în viață și începe să împingă mașina înapoi, ridicând-o chiar în timp ce Lin continuă să împuște. Deoarece gloanțele nu fac nimic, Lin trage în schimbă rezervorul de petrol, provocând o explozie uriașă care îi dobără pe amândoi. Lin scuipă sânge în timp ce se gândește la fica sa, care este acum în stare de leșin la spitală. El leșină, iar apelul de la medic este preluat de James. 13 ani mai târziu, în Australia, scritorul Rick lansează o carte intitulată Bleeding Steel despre un pușcaj marin american care i s-a implantat o inimă mecanică și un sânge purtător de amintiri vechi. Seara, o doamnă care lucrează apare în clădirea lui Rick, iar agenții de pază se ating puțin prea mult de ea, în înainte de a o lăsa să treacă. Doamna îi oferă lui Rick un spectacol în timp ce îl face să bea încet alcool amestecat cu un sedativ. După ce a dormit, doamna se dovedește a fi Lisenă. Este un hacker care a venit să obțină informații din computerul lui Rick. În același timp, apar oamenii lui Andrei conduși de general, care atacă imediat gărzile. Unul este ucis rapid, dar celălalt fuge pe scări în timp ce generalul urmărește, omorându-l cu un cuțit chiar în fața camerei lui Rick. Lisena aude zgomotul și fuge să se ascundă. Când generalul intră în cameră, îl înjunghie pe Rick pentru a zi și cere să știe de unde a luat inspirația pentru cartea sa. La început, Rig refuză să spună, așa că electrocutează capul în timp ce un soldat caută în safe. În timp ce echipa observă o cadă plină cu apă, un războinic mascat de buzna pe fereastră. El aruncă un soldat pe masă și îl doboară pe celălalt cu mic explozibil, înainte de a se ascunde în spatele unui scaun amuzant, în timp ce generalul deschide focul asupra lui. Apoi aruncă scaunul spre ea, doar pentru ca generalul să-l dea jos și să-l atace direct. Se luptă pentru armă și împușcă un soldat aflat în convalescență, dar după multe lupte, misteriosul războinic convinge și o face chio. Ulterior, bărbatul mascat îl interoghează pe Rick, care recunoaște că fura povestea și că fișierele originale se află în laptopul său. Brusc, generalul se trezește și atacă din nou, omorându-l pe când bărbatul masca se ferește de la Mai. Acesta se luptă cu ea folosind laptopul drept scut și după ce schimbă câteva lovituri, bărbatul pune un explozibil pe computer înainte să-l dea. Generalul observă și-l aruncă în tavan, distrugând luminile. Când se întoarce, vede că bărbatul a dispărut și au de sirenele poliției, așa că generalul fuge sări pe fereastră și aterizând pe o mașină. În apartament, Lisen iese din cadă în care se ascunsese, își ia sticul de memorie de pe computer computerul de birou, fură câteva lucruri din seif și adună bucăți din laptopul stricat înainte de a fugi pe ușa din spate. În același timp, bărbatul mascat merge la el acasă și se dovedește a fi lin. În timp ce își îngrijește rănile, acesta aude la știri că poliția crede că Rick a fost ucis în timpul unui jaf. Ei au imagini de securitate cu Lisem părsi în clădire, așa că el este principalul suspect. A doua zi, generalul îi aduce imaginile piratate lui Andrei, care rulează un software care îi spune că bărbatul mascat era lină. De asemenea, generalul a urmărit achizițiile cu deghizări a lui Lisana. Între timp, li se repară piesele rupte ale computerului și descoperă o mulțime de fișiere referitoare la o tânără studentă, pe nume Nancy, care a crescut într-un orfelinat. În acel moment, generalul și oamenii se dau buzna în adresa pe care au găsit-o, dar costumul așteaptă acolo în glumă, iar Lisen urmărește totul de pe o cameră de supraveghere. Când generalul pleacă, este văzut de o altă cameră, aceasta montată de lină. Câteva momente mai târziu, Lisen se furișează în secret în colegiul local pentru a urmări de la distanță pe Nancy. Lin este și acolo, prefăcându-se că lucrează la cantină, când Nancy se lovește din greșeală de un scaun, o fată care stătea acolo insultă cu cuvinte rasiste, Nancy o lovește cu pumnul în față și are loc o bătaie în timp ce ceilalți studenți încep să înregistreze cu telefoanele lor. Lin și Lisen ajung să ajute, separă în fetele și oprind o masă înainte de sosirea unei gardiană. Nancy se îndepărtează imediat și observă că rana de pe mâna îi se vindecă rapidă. Lisena o urmărește și încearcă să se împrietenească cu ea, dar ea îl ignoră. În acea noapte, Nancy are coșmaruri terifiante, care le implică pe Andrei și un experiment ciudat. Colega ei de cameră trezește pentru a o consola, dar îi amintește și că acest lucru se întâmplă în fiecare noapte și că niciuna dintre ele nu poate dormi, așa că ar trebui să caute ajutor. A doua zi, Nancy merge într-un carter dubios pentru a-și vedea spiritistul, explicându-i că coșmarurile ei par extrem de reale. În timp ce spiritistul o pregătește pentru o ședință, asistenta sa înregistrează totul în secret. Folosind un cristal, spiritistul o adorme pe Nancy. Când apar coșmarurile, Nancy îl vede pe James, experimentând pe o șopârlă care îi crește o coadă la loc. Andrei este pe o targă, iar medicii spun că continuă să resping organele, așa că James se gândește să renunțe la el. Andrei furios începe să ucidă toți doctorii și în viața reală, Nancy începe să aibă probleme cu respirația, panicându-se. Luminile din cameră pâlpâie și spiritistul îi înțeapă pieptul cunac, făcându-se să se trezească. Odată ce Nancy se calmează, luminile se aprind și ele. Spiritistul îi spune că există un alt suflet în ea și dă un plan care promovează un imnotizator care ar putea să o ajute. După ce Nancy pleacă, spiritistul îi spune asistentei sale că Rick trebuie să fi fost ucis din cauza casetelor pe care ea i le-a vândut. La ieșire, Nancy este înconjurată de o grămadă de tipi care nu acceptă un nu. Ea lovește pe unul dintre ei în zona înghinală și fuge, așa că ceilalți încep să o urmărească și în cele din urmă o încolțesc în locul de întâlnire al bandei lor. Dintr-o dată, Lee se lovește un tip în cap cu bâtă și lasă inconștient, așa că gașca și îndreaptă atenția asupra lui. Urmează o bătaie plină de incidente, care iar ia pantalonii lui Lisen, care cad când acesta scoate cureaua pentru a folosi karma, Nancy ia o cutie de vopsea și stropește pe băieți pe ochi pentru a le distrage atenția în timp ce îl trage pe Lisen departe. Ei fug printr-o clădire și când banda încearcă să-i urmărească, ieși în cuie ușa în urma lor. Încă o dată, Nancy ignoră încercarea de prietenia lui Lisen și pleacă cu un taxi, dar Lisen dezvolă ca fura plientul de lea. A doua zi, Nancy vizitează opera din Sydney și încearcă să viziteze imnotizatorul, dar paznicii nu o lasă să treacă. Dintr-o dată, Lisen apare la ușă și spune că Nancy este iubita lui, aducând-o într-un în timp ce observă că a furat un permis de acces în culise. Lisen încearcă să înceapă o conversație, dar un angajat le de acolo, crezând că este un alt muncitor. Ulterior, Nancy reușește să ajungă pe scenă, unde hipnotizatorul este de acord să o folosească ca subiect. Nancy este adormită din nou și se vede pe ea însăși mai tânără la spital, dezvolind că este fica lui Lin. În amintire apare un bărbat, dar ea nu-i poate vedea fața. În acel moment, soldații lui Andrei apar pe scenă și ucid o parte dintre muncitori, ceea ce face ca publicul să fugă panicat. Apoi, generalul înjunge pe imnotizator și l aruncă pe scaune, în timp ce polițiștii apar și deschid focul. Un ofițer este ucis curând, în timp ce Lin încoboară pe scenă și începe să se lupte. Pe măsură ce îi doboară pe soldați, își pierde masca, iar Lisen îl vede din camera de control. Generalul lovește pe Lin pentru a-l face aproape să cadă de pe scenă, așa că Lisen activează artificiile pentru a o ține la distanță. Lin și generalul continuă să se lupte în timp ce ambii cearcă să o prindă pe Nancy, fără succes. Lin face o rotire bruscă cu țesătura pentru a-i da jos pe soldații care își revin, apoi generalul se luptă din nou cu el pentru a-l arunca printr-o glindă. În timp ce a pe Nancy, soldații vin după Lin, care folosește recuzita spectacolului de magie pentru a se apăra. Lisen îl urmărește pe general pe camerele de supraveghere și spune lui Lin prin difuzoare, așa că îi doboră pe soldați și urcă în grabă la etaj. El îi blochează calea generalului și o forțează să se lupte din nou, făcându-se de drumul lui Li Lisen profită de ocazie pentru a o otră pe Nancy și au luat cu el. Văzând că fica sa este în siguranță, Lin aruncă cu un raft în general pentru a-i distrage atenția și a o scară spre acoperiș. Generalul urmează și lupta continuă, Lin fiind împins la limită. El o lovește pentru a-i face pe amândoi să cadă, iar ea își folosește pumnalele pentru a nu cădea, dar și pentru a tăia cablul de care se ține el. Lin încearcă să se rotească pentru a rămâne în picioare, dar ea taie din nou cablul și el alunecă pe acoperiș până aterizează pe umbrela de terasă. În același timp, Li se nou urcă pe într-o barcă pe care o întoarce pentru a ridica pe Lin și a scăpa. Câteva clipe mai târziu, Lina îi duce la el acasă el o lasă pe Nancy pe patul său pentru că apoi să l ia pe San, înainte de a dezvălui o cameră secretă de sub scări. Îl încătușează pe de un aparat de gimnastică și îi pune un explozibil mic pentru a-l face să vorbească. Lisen îi spune că este ca Robin Hood și că ceea ce a luat de la Rick îi aparținea de fapt lui, că a început să urmărească pe Nancy doar pentru că a găsit permisul de bibliotecă în seiful lui Rick. Lin oprește micul dispozitiv, care nu este o bombă adevărată, doar a minții pentru a-l face să vorbească. El pleacă și încuie ușa, spunând că nu-l va lăsa pe să plece până nu-și confirmă identitatea. În timp ce conduce, Lil primește un telefon de la Susan, care a investigat spiritistul. Ea a înregistrat toate vizitele lui Nancy și a văzut casetele lui Rick, care le-a folosit pentru a scrie cartea. Când Lin ajunge la locuința spiritiștilor, aceasta și asistenta ei sunt deja moarte. El controlează camera de înregistrări și ar au dispărut și ele. În acel moment, primește o alertă pe ceas, așa că Lin se întoarce în grabă la el acasă și găsește ușa deschisă. Intră cu grijă și descoperă că Nancy a dispărut. Apoi se duce în camera secretă pentru a controla camerele de securitate, confirmând că Nancy a fugit și nu a fost răpită. Îi pune un dispozitiv de urmărire, astfel încât să-i poată urmări locația. În același timp, Nancy aleargă prin oraș în timp ce se confruntă cu noile amintiri care au revenit. Ea era pe moarte pe masa de operație, dar s a sosit să o salveze. Înapoi la Lin, acesta descoperă că Nancy pleacă cu avionul și o sună pe Susan pentru întăriri. Apoi spune lui Lisen să stea departe de asta, dându-i cheile cătușelor și niște mâncare pentru câini, înainte de a pleca. Lisen își dă seama că nu poate deschide cătușele așa și trebuie să facă exerciții pentru a-și face mâinile să se întâlnească. Afară, soldații lui Andres o deja, așa că Lin se ascunde în șemineu. Soldații intră și încep să percheziționeze casa, în timp ce Lin fuge prin coșul de fum și în timp ce părăsește orașul, apasă pe un buton care distruge casa, cu excepția camerei secrete din subsol. Cu tremurul, îl face pe Lise să scape cheia. Lin se urcă într-un avion pentru a urmări pe Nancy și și amintește ce s-a întâmplat după atacul lui Andre. James a salvat o pe Nancy dându inima mecanică și propriul său sânge de bioinginerie care a șters toate amintirile. Acest lucru de a capacitate de regenerare pentru a-și proteja fica de Andre. Lin cere lui Susan să o trimită la un orfelinat din Australia, în timp în timp ce el o urmărește de la distanță cu o nouă identitate. În Hong Kong, Susan îl ia pe Lin și dă înapoi insigna. Între timp, Nancy își urmărește amintirile și ajunge la apartamentul abandonat al lui James, unde găsește o cheie ascunsă. Acest lucru declanșează și mai multe amintiri, iar Nancy vede lupta împotriva lui Andre, vede în sfârșit chipul tatălui ei și faptul că el a fost mereu acolo, protejându-o sub diferite deghizări. În timp ce plânge, generalul apare în spatele ei. Lin este pe cale să sosească, dar se spere când o vede pe Nancy fiind luată într-o mașină. Se întoarce imediat și începe să fugă după ei, așa că inamicul înconjoară cu ambele vehicule pentru a-l distruge pe al său și a-l arunca de pe șosea. Lin accelerează până ajunge suficient de departe, încât să reapară pe drum în fața lor, dar inamicul îl împinge din nou în spate. Urmărirea continuă, în timp ce cineva acoperă drumul cu lei. Este Lisen, care apoi aruncă câteva ouă în mașina soldaților, astfel încât aceștia să nu poată vedea în față. Lin încetinește când vede uleiul, dar mașina generalului alunecă și se răstoarnă, forțându-l pe Lin să oprească mașina în ultima secundă pentru a supraviețui. Cu toate acestea, când verifică interiorul Mașini, generalul și Nancy au dispărut, iar dispozitivul de urmărire a fost lăsat în geanta lui Nancy. Din fericire, Lisian își folosește abilitățile de hacker și fură un chip din mașină pentru a obține locația ascunzătorii lui Andre. Lin vrea să plece singur, dar mașina lui nu funcționează, așa că nu are de ales decât să călătorească cu Lisen pe scooter. Câteva momente mai târziu, generalul merge la o bancă și folosește cheia găsită de Nancy pentru a intra într-un safe privat. Ea deschide o cutie și găsește o cameră veche înainte ca ușa să se închidă, deoarece se dezvole că aceasta a fost o capcană echipei lui Suzan, iar angajații băncii erau agenți sub acoperire. Generalul începe să tragă în ușă și împerez fără niciun rezultat, iar când intră gazul somnifer, ea și ucide mai întâi soldații. Ulterior, o echipă soată recuperează camera și o aduce lui Suzan, Lin și Lisen. Ei găsesc o înregistrare experimentului, în timpul care a găsit genele regenerative ale stelei de mare. Le-a folosit pentru a construi prima inimă mecanică și pentru a produce sânge de bioingineri punându-le în primul său subiect de test, care s-a întâmplat să fie Andre. Trioul își dă seama că Andre vrea să știe cum să facă o armată întreagă de bioroizi și are nevoie de această înregistrare pentru a învăța cum. Andre a fost ținut ani de zile într-o cameră sterilizată pentru că a fost infectat, iar acum are nevoie de sângele lui Nancy pentru a se vindeca. În timp ce Lin și Susan discută cum să procedeze, Lisen se uită mai atent la cameră. Între timp, Nancy este dusă la ascunzătoarea lui Andre, care este de fapt un avion. Atât ea cât și Andre sunt conectați la o mașină care procedează la transferul sângelui lui Nancy către Andrei. În acel moment, generalul și cele două gărzi ale sale se întorc și doboară un doctor, pentru că ei sunt de fapt Suzan, Lin și Lisenă. Ei urcă la etaj și au stat cu un alt doctor pentru a intra în laborator, unde toți oamenii de știință intră în panică și încep să fugă. Nancy și Andrei se află în spatele unui perete de sticlă, iar Lin trage în el, dar acesta nu se sparge. Lisen aduce jos un doctor și cere accesul la Nancy, dar doctorul îi spune că doar Andrei poate deschide ușa. Curând sosește o grămadă de soldați, așa că Lisen îl face cheio pe doctor și se preface că este inconștientă. Soldații deschid focul, iar Lin ripostează, reușind de data aceasta să-i rănească, pentru că le folosește armele laser. Susan se luptă cu ei, omorând câțiva cu, cu cuțitul. Din păcate, soldații continuă să vină, așa că Lin aruncă un explozibil care declanșează un mic incendiu. Acest lucru nu-i oprește pe soldați, iar arma lui Lin nu mai are putere, așa că se alătură lui Susan în luptă. Unul câte unul, fiecare soldat este doborât și în haos, Lin aproape că lovește și pe lisenă. Deodată apare Andrei și lovește pe amândoi cu o forță extraordinară. El și-a revenit complet datorită sângelui lui Nancy și acum vrea să se răzbune. Cei trei atacă împreună, însă nici măcar eforturile lor combinate nu sunt suficiente pentru a lovi trupul puternic și rapid al lui Andre. Dorin să-i facă să sufere, Andre începe să o lovească pe Lin, la care Nancy asistă în timp ce furia crește. Corpul ei reacționează la emoțiile ei, întrerupând procesul de transfer și rupând cătușele scaunului. Andre ridică pe Lin și se pregătește să-l arunce în generator, când bruz Nancy pătrunde prin geam și trage în Andre, făcându-l să-l arunce pe tatăl ei. Grupul începe să se lupte din nou, Suzan în junghidul în spate, iar Lin încercând să-l sufoce cu niște cabluri pe care Andrei le folosește pentru a-l înjunghia. Lovitura lui însă a expus creierul lui Andrei, așa că Suzana îl înjunghe direct acolo în continuare apoi îl împinge în generator, numai că Andrei se agață de brațul lui Lin. Sistemul începe să cedeze, așa că Suzan, Lisen și Nancy îl trag pe Lin împreună și reușește să-l salveze chiar înainte ca generatorul să se prăbușească, însă el își pierde un braț în acest proces. După aceea, avionul începe să explodeze, iar grupul fuge, însă Lisen este separat de restul când flăcările îi blochează calea. În timp ce ceilalți ajung la parașute, Andrei reapare și îl prinde pe Lin, care le dă jos din avă pe Suzan și Nancy pentru a le salva. Lin se zbate în strânsoarea lui Andrei și și amintește tot ce explica James, înainte de a muri lângă patul său. Cablul cu care Andrei l-a înjunghiat mai devreme avea încă sânge în el, iar acum acel sânge se activează pentru a-i regresa brațul. Acest lucru îi permite lui Lin să se libereze și să atace din nou, înjunghindu-l pe Andrei cu degetele pentru a-i smulge inima mecanică. În acel moment avionul explodează și Lin sare afară fără parașută, pierzându-și cunoștința și inima când niște resturi îl doboară. Din fericire, Susan și Nancy sunt încă în cădere în apropiere și își folosesc parașutele pentru a-l face să aterizeze ușor în mare. Susan înoată pentru a-l salva, iar revine la suprafață pentru a se reîntâlni cu fica sa, în timp ce Susan primește un apel prin care se spune că fișierele din cameră au dispărut. Ceva mai târziu, Susan, Lin și Nancy se distrează împreună la parcul de distracții. În timp ce Nancy merge să cumpere mâncare, Susan îi împărtășește lui Lin ultimele noutăți. Tatăl lui Lisen a fost traficantul de arme din laboratorul lui Andre, așa că s-a răzbunat și a recuperat bunurile familiei sale. De asemenea, el a crescut în același orfelina ca Nancy, de aceea a încercat să se împrietenească cu ea. Lin se gândește la trecut și își dă seama că Lysen Sen era băiatul care era mereu drăguț cu Nancy la zilele ei de naștere. În același timp, Nancy găsește o fotografie a orfelinatului printre mâncarea ei, dar când se întoarce vânzătorul a dispărut. A doua zi, Sen discută cu diferiți lideri pentru a vedea cine va plăti mai mult pentru imaginile filmate pe care le-a furat. Dacă acest video v-a plăcut, lăsați un like și abonați-vă. Mulțumesc pentru vizionare!